Vă mulțumesc tare mult. Sunt pentru a doua oară la Căsuță, dacă aș putea spune așa, pentru că aici s-au concentrat multe forțe care au contribuit la buna desfășurare a proiectului Căsuța din Iris. Am fost câțiva ani, acum câțiva ani în urmă, la Căsuța, am văzut ce se întâmplă acolo și mă bucur să fiu din nou la acest ceas aniversar, împreună și cu cei mari și cu cei mici. Aș începe prin a vă spune că noi, biserica în general și preoții în special, avem experiențe comune. Pentru că la noi trec pragul bisericii și a camerei de spovedanie foarte multe cazuri sociale, dintre care cele pe care le-ați enumerat sau le-am văzut în direct mai înainte. Așadar, cunoaștem foarte bine ce faceți. Cunoaștem foarte bine ce se întâmplă în societatea noastră, din punct de vedere social. Și mai ales cunoaștem ce se întâmplă cu copiii noștri și ne pasă foarte mult. De aici se vede și implicarea Arhiepiscopiei noastre, pentru că avem multe proiecte sociale, dar unele dintre ele se ocupă de copii. Chiar de la prima zi de naștere și avem altele care preiau munca dumneavoastră și reușesc să-i ducă pe copii să termine școli și să fie încadrați în societate și chiar să ajungă să aibă un loc de muncă. Deci sunt proiecte sociale care reușesc succesiv să-i preia pe acești copii și să aibă finalitate munca dumneavoastră și munca tuturor, inclusiv a celor care stăm în spatele acestei activități, respectiv biserica. Până acum s-a spus foarte puțin de faptul că biserica este implicată în social și nu se vrea să se spună, acesta este adevărul. Dar trebuie să cunoaștem și să spunem că biserica este cea care s-a implicat întotdeauna în social. Ca unul care conduc un sector al mănăstirilor în Arhiepiscopia noastră. Trebuie să vă spun că în mănăstiri, de pildă, din totdeauna s-a oferit o cameră caldă și o supă caldă. Oricărui credincios care a pășit pragul mănăstirii. Și cei mai mulți care au beneficiat de camera caldă și de supa caldă au fost mamele cu copii, care n-aveau adăpost. Și puteți întreba orice mănăstire din această țară și veți vedea că ceea ce vă spun eu este adevărul. Și acest lucru nu se face de acum. Se face de sute de ani. Dacă ar fi să citiți doar viața Sfântului Paisie Velicicovski și vă veți da seama că mănăstirea Neamț, care avea peste 2000 de călugări, hrănea mii de oameni cu precădere mame și copii. Așadar, iată că biserica niciodată n-a stat cu mâinile în sân și acum are proiecte sociale în derulare după toate normele, așa cum se cere în acest stat și așa cum cer normele europene. Unul dintre ele este cel de la Căsuță și ne bucurăm foarte mult. Aș vrea să vă spun, să vă dau câteva, trei exemple de implicarea bisericii, dar și de conștiință bisericească în ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Poate că nu sunt foarte punctuale în ce vă privește, dar merită să vi le aduc aminte. Unul dintre ele mă răscolește pentru că nu mai cunosc soarta copilului respectiv. Dar acum câțiva ani, când eram stares la Mănăstirea Nicula, după Sfânta Liturghie, în preajma stăreției, am auzit un plâns de copil. Și când am cercetat clădirea noastră, am găsit un copil abandonat de câteva zile. Bineînțeles că l-am preluat imediat și am sunat pe cine trebuie și s-au luat toate măsurile necesare ca el să ajungă acolo unde îi era locul. Dar faptul că o persoană care cu siguranță ne-a și văzut că noi am preluat copilul, cu siguranță era în curte,
a așteptat să vadă dacă cineva îl vede. Această persoană a avut încredere că mănăstirea va prelua copilul respectiv și va face ce trebuie făcut cu el. Ceea ce am și făcut. Inclusiv faptul că l-am botezat și i-am dat numele, dacă vreți să știți, Dumitru, Vasile, Nicula, numele de familie, și nădăjduim că acest nume să rămână pentru el un moment de reflecție, pentru că a fost găsit, abandonat, e adevărat, dar nu în altă parte decât la mănăstirea Nicula. Un alt exemplu aș vrea să vi-l dau unui preot care are 5 copii, 4 fete și un băiat ultimul, toți copiii născuți prin cezariană. 5 copii născuți prin cezariană. Una dintre fetițe are probleme motorii și am spus părintelui acum să renunț la unul dintre copii. Ai 5 copii, sunt prea mulți și s-au făcut cu eforturi mari, iată, prin cezariană, ceea ce este ieșit din comun, 5 astfel de operații, și să renunț. Uite la fetița asta care este în cărucior. Chiar la ea nu renunț, mi-a răspuns părintele. Și un alt exemplu, care mi este la îndemână și s-a întâmplat rezultatului mai degrabă sâmbăta trecută, când am botezat un copil nou născut, o fetiță de o frumusețe rară, care nu trebuia să se nască, pentru că părinții erau necăsătoriți, studenți, dar s-a întâmplat și au venit, trimiși de cineva la catedrală, s-a întâmplat să vorbească chiar cu mine, și bineînțeles că am militat să păstreze copilul. Și acum, după ce au venit și l-am botezat, i-am întrebat, renunțați acum la el? Și răspunsul este că nimeni nu-și poate închipui la ce renunț atunci când decid să ucidă. De aceea, după toate aceste exemple și cele pe care vi le-am pus la suflet înainte, chiar că n-am fost pregătit să vorbesc, vă felicit din tot sufletul pentru tot ce faceți, să continuați să faceți, cu mult și cu puțin, să nu vă temeți, că nu aveți pentru ce să vă temeți. Dacă îl aveți pe Dumnezeu cu dumneavoastră și aveți acoperământul Maicii Domnului care vă ocrotește, cu siguranță aveți și sorți de izbândă. Și dacă împliniți 10 ani de activitate, este și un moment de bilanț, cu siguranță. Uitați-vă în urmă și vedeți cât de mult v-a ajutat Dumnezeu. Așadar, cu fruntea sus, să mergeți înainte și acest proiect să aibă succes pe deplin. Câte zile avem noi pe pământ și le putem vedea faptele pe care le săvârșiți. Să vă ajute Dumnezeu! Mulțumim pentru